Aproape 1500 de agenți economici au fost controlați de inspectorii de muncă în cursul anului 2018, iar peste 300 dintre aceștia au fost sancționați, în special pentru că foloseau forță de muncă la negru. Valoarea amenzilor este uriașă. S-au aplicat 376 de sancțiuni, asta contează mai puțin. Ceea ce este interesant este că amenzile totale au fost de 2.700.000 de lei. Foarte mult, după părerea noastră. Valoarea amenzilor a crescut în anul trecut cu 323%, enorm. Depistarea acestor persoane reflectă doar partea vizibilă a fenomenului, reprezentând doar cazurile care au fost identificate și instrumentate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, fără a include acele situații în care acțiunile de control au fost obstrucționate. Nu de puține ori, inspectorii de muncă au fost nevoiți să apeleze la ajutorul polițiștilor și jandarmilor. Vreau să mulțumesc pe această cale jandarmeriei române, poliției române, care de fiecare dată când am avut nevoie, au fost alături de noi, fără dânsi și anumite controle nu se pot face. Agenții economici sunt foarte răi, violenți și fără sprijinul dânșilor nu făceam nici măcar atât cât am reușit să facem. Munca la negru este un furt din punctul de vedere al Inspectoratului Teritorial de Muncă, de care se fac vinovați deopotrivă angajatorii și angajații. Este un fenomen din care cel mai mult au de pierdut cei care acceptă să lucreze fără forme legale. Trebuie să evidențiem de prima dată că din punctul nostru, al tuturor de vedere, munca la negru este un furt care se realizează atât cu consimțământul angajatorului cât și al angajatului. Cu siguranță că cel mai avantajat din această activitate este angajatorul, dar și angajatul, în necunoștință de cauză, nu știe că pierde o grămadă de avantaje care ar putea să le aibă în momentul în care ar avea o muncă legal constituită. Munca nedeclarată a devenit, prin consecințele sale sociale și economice, un fenomen extrem de nociv pentru economie. Expresia auzitată pentru munca nedeclarată este munca la negru și reprezintă o activitate profitabilă desfășurată în afara cadrului legal reglementat. Munca nedeclarată nu este evidențiată scriptic, fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social, lucrătorul fiind la discreția celui în folosul căruia prestează munca.